că deschizi eu TikTok-ul și nebunie mare. Ce au cu tine, mă? Deci ce efectiv eu nu-mi dau seama? Ce are lumea? Deci vreau să zic că tocmai am întrebat pe două prietene de ale mele dacă știți nebunia de pe TikTok și au zis că nu. Da, știu eu asta, mai bătrână și ele tinere. Asta vreau să zic, că asta înseamnă că noi ăștia care vedem, suntem noi o bulă de oameni care văd, dar de fapt o mare parte din oameni nu știu ce se întâmplă pe social media. E adevărat, e foarte bine că nu se știe, pentru că, sincer, să fiu, m-a șocat un pic, este puțin, că ceva îmi dă cu virgul. Eu înțeleg că suntem în 2023, da, și putem să facem orice, dar cumva e aiurea peste limite, adică să înțeleagă și cei de acasă s-a folosit vocea pentru anumite piese, da. AI-ul este bun dacă îl folosește cine trebuie și e rău dacă îl folosește cine nu. Nu te vezi că ne ducem în inteligența asta artificială, cum s-ar zice. Da. Știi, și cumva dai cu piciorul la munca unui om. Că, da, ar trebui să fie niște reguli pe care oamenii ar trebui să le respecte, dar din păcate nu știu cine ar trebui să fie în postura de a putea pune aceste reguli, pentru că eu personal n-am nicio putere. Nu, eu cred că ar trebui să se reglementeze cumva, pentru că nu te poți să te folosești de identitatea cuiva, că mâine, poi mine ne schimbăm și pozele, știi, spargem niște bani și ce, asta e că nu eram eu, era Andra Cocan. Nu știu ce se va întâmpla, dar să sperăm că oamenii sunt destul de inteligenți încât să separe adevărul de minciună. Dar zi-mi, tu mai pui la suflet, te mai încarci negativ cu toate astea, că până la urmă e scandal, până la urmă e numele tău, e vocea ta. Eu sunt destul de ok că lucrez la proiectul Sirenele de atâta timp și avem concertul pe 1 decembrie la Sala Aparatură, adică avem multe chestii la care ne focusăm, dar cu toate astea se mișcă în jurul meu informații, aud chestii și nu mă afectează, cât îmi pare rău și dezamăgită, că încă mai sunt chestii de genul aici în țară și mi-aș dori totuși să se reglementeze asta și să fie niște limite la un moment dat pentru toți oamenii. Mă gândesc că la un moment dat ajungi la saturația aia maximă și deja, știți, faci așa ca o carapace. Băi, nu mai am ce să mai demonstrez, nu mai e rost să mă lupt cu morile de vânt, până la urmă fiecare, dacă alimentez, eu asta cred, că dacă alimentez cumva se face bulgările și mai mare și află mai multe lume. Așa că momentan eu văd de treaba mea și de proiectele noastre, de producțiile noastre de film și serial și asta e, trece, o să treacă ca orice val care a trecut. Zi-mi cu Sirenele, tot pe YouTube o să fie sau o duceți pe Netflix sau ați găsit o platformă Disney? Încercăm să nu-l ducem pe YouTube pentru că vrem să fie la un nivel puțin mai mare. Lucrăm acum la al vinde către cineva și este un proiect extrem de frumos cu actori extrem de talentați din țara noastră, vă apreciați de toate vârstele. E filmat în 5 țări, este muncit 2 ani jumate, VFX, 800 de cadre de visual effects, de efecte speciale. Este ceva ce n-am mai văzut în România, un serial pentru copii și adolescenți pe care nu l-au mai avut românii, așa că eu cred că o să fie unic. Ți-a fost mai ușor acum, știu, pentru că te întreb asta pentru că voi și tu și Răzvan ați venit cu banii voștri, tot ce ați câștigat din concerte, din piese, din reclame și tot ce ați dublat voi de-a lungul timpului, i-ați investit, i-ați reinvestit. Acum, la al doilea sezon, cumva au venit mai mulți bani. Sponsorizări. Nu, pentru că nici n-am căutat. Am vrut să fie un proiect foarte clean și fără sponsori, cu toate că acum ne dăm seama că ar fi fost necesar, pentru că investiția este... Deci nu știți ce bani se învârt în zona de cinematografie. Să sperăm că o să ne scoatem înapoi, măcar să fim pe zero. Dacă nu, o să fie proiectul sufletului nostru, la care am muncit cu toată inima. Dai, voștri vă mai suportă. Zic, bă, dar puneți-vă și voi de un bani deoparte, că uite, vine COVID-ul, vine războiul, vine una și alta. Nu, e bine că lucrăm în echipă și suntem o echipă, cum știți, ca familie. Așa că banii pe care i-am câștigat până acum și îi câștigăm, îi investim pentru că n-avem ce pierde. Și mereu banii o să vină la un moment dat dacă facem ce ne place. Dar știi, dar mamele tot timpul zică și ce puțin voi ați câștigat bani de când erați mici. Da. Și presupun că așa v-au învățat, acum o știu pe doamna Dana, că zice, hai să nu cheltuim toți, nu-ți trebuie nu știu ce firme. Tati e așa, da, mama este super ok. Tata e un pic mai, are grijă de bani, pentru că el a fost probabil capul familiei și el a fost cel care când eram noi mici avea grijă de bănuții din casă. Acum avem discuții în familie, brainstorming și discutăm dacă merită să investim sau nu. Sau câteodată e necesar să investim și nu avem variante, sincer, deci, da. Ați mulțumim, mă, ținem pumnii. Și mai rămâi în țară. Știu că voi vreți să plecați în America, dar mai rămâi. Că o să treacă tot valul ăsta de hai. Ne mai plimbăm, da.